mai mult bani aproape. Domnul ministru, asta e primăria Costești. Sunt fericit să particip la semnarea acestui contract. Domnul primar m-a însărcinat ca să particip la semnarea contractului, deoarece dânsul este plecat într-o delegație în Germania. Tot ce ține de proiectul sistemului de canalizare și stație de purificare. Să obținem o stație modernă și vreau să vă spunem că, cu adevărat, aducem sincere mulțumiri Ministerului, colectivului care ne-a ajutat să obținem acest proiect. Și noi, costeștenii, care suntem beneficiari acestor proiecte, vrem să vă spunem că avem o doleanță să implementăm ceea ce a spus dumneavoastră la conferința internațională organizată de Organizația Națiunilor Unite aici la Chișinău, să creăm un fond de solidaritate pentru cei care încă n-au reușit să obțină aceste proiecte, care încă nu sunt beneficiari, dar să creăm acest fond, să putem susține și alte localități. Chiar v-aș ruga să vă țineți de cuvânt, să ne ajutați în această, că este o idee foarte bună. Dumneavoastră ați fost și beneficiarea proiectului de aprovizionare cu apă. Da, și sunteți una dintre comunitățile care am spus la Fondul Ecologic că trebuie să ne ținem de cuvânt de fiecare dată, am zis, cei care vin cu proiectul de apă trebuie să aibă și desene tehnice pentru canalizare. Iată, începem să ne ținem de cuvânt. Acolo unde am făcut ca să fie apă, acum trebuie să facem să fie și canalizare și stații de epurare. Începem cu dumneavoastră, am început la Corjova, am început dacă Șoldănești, discutăm cu orașul Cinșlia, în continuare, că avem mai multe astfel de proiecte. Dacă reușim, cuvântul dacă l-am pus aici așa de prisos, dar am până când nu am să văd că cu adevărat în Republica Moldova putem să avem un fond de solidaritate și măcar un bănuț, mai ales că suntem în post. Atunci când fiecare poate, de fapt, să facă una dintre cele trei virtuți care se, de fapt, se promovează în post. Și este rugăciunea, este iertarea și este milostenia. Este milostenia, adică un ajutor dezinteresat pe care poate să-l facă un om pentru aproapele său. Dacă, iarăși spun cuvântul, dacă reușim acest lucru. Am discutat în Consiliul, domnule ministru, această temă pentru crearea unui fond de solidaritate și vrem ca toți beneficiarii de apă potabilă, care am profitat cu toții, să avem acest beneficiu, să începem a contribui cel puțin, dacă nu, la fiecare cup de apă, 10 bănuți, 50 bănuți, un leu, că nu e mult, dar creându-s acest fond, vom putea ajuta și alte localități să beneficieze de acest miracol, de această apă care noi atât de mult o dorim. Căci astăzi, peste 80% de fântânile noastre sunt contaminate cu multe substanțe toxice. De aceea noi vrem să vă mulțumim pentru susținerea acestor proiecte. Și cred că, în numele costeștenilor, aici avem și presa noastră, în numele locatarilor, vă mulțumim frumos și vă dorim realizări în continuare. Domnul ministru, un mesaj de felicitare pentru costeșteni și în ceea ce ține vrem să vă mulțumim pentru realizarea proiectului care am avut un buget de 2.600.000 cu apeductul o lungime de 11 km. Și vrem să vă spunem că în timpul apropiat vrem să îl dăm exploatarea la Costești și vrem să vă mulțumim pentru realizarea acestui proiect. Și dorim în continuare să beneficiem. Astăzi s-a semnat contractul. Ce le spune dumneavoastră costeștenilor? Ce pot să le spun? Pot să le aduc aminte la cei care au participat. Înainte de alegeri, la câteva întâlniri, am fost chiar în partea cea de sat, în Mahala Nouă, la voastră. Da. Nu pot să spun exact cum se numește. Și când m-am coborât în jos, aici, unde în Mahala mai veche, când oamenii spuneau că nu au apă și cu adevărat vorbeau despre calitatea proastă a apei din fântâni, atunci am promis și îmi pare bine că cu ajutorul, cu suportul și primăriei și oamenilor cu caracter și cu suflet din Costești, am reușit să
resursuri în această problemă, aprovizionarea cu apă potabilă. Astăzi am semnat un nou proiect, fiindcă apa ține de sănătate, dar canalizarea ține de demnitate. Și trebuie să avem această demnitate care demonstrează că suntem un om cu cultură, un popor cu cultură care ține toate problemele în vizorul său, inclusiv și acele probleme ce țin de demnitatea noastră, acele probleme ce țin de responsabilitatea noastră pentru viitorul care îl făurim pentru copiii noștri, fiindcă nu putem să extragem apele din străfundurile pământului, să le folosim, iar după aceea să le întoarcem înapoi spurcate, că le întoarcem înapoi în mediu, dar le întoarcem înapoi pentru copiii și nepoții noștri. Dacă reușim, dar trebuie să reușim, acest proiect e un proiect mare, de circa 30 milioane, dacă nu mă știu. Lângă 40, domnule ministru, 32 de kilometri. Acesta este primul pas, avem de făcut și următorii pași, este un drum lung, este un drum pe locuri anevoios, dar sper că să găsim banii necesari, să găsim soluțiile necesare pentru ca să ducem până la bun sfârșit și acest proiect. Și vă felicit! Mulțumesc, domnule ministru!